Luna iulie 2024 aduce schimbări semnificative pentru românii cu credite bancare, precum și pentru cei care intenționează să-și achiziționeze o locuință. Românii care au credite în lei, cu dobândă variabilă, vor observa o mică reducere a ratelor datorită scăderii cotatiei IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor, care va cobor de la 5,90% la 5,86%. Această ajustare va avea un impact pozitiv, chiar dacă modest, asupra ratelor lunare. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 50.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară va scădea cu aproximativ 7 lei, începând cu 1 iulie. Această reducere vine după o perioadă de 2 ani în care ratele au crescut cu peste 600 de lei. Anunț pentru persoanele care intenționează să facă un credit. În schimb, cei care intenționează să acceseze un credit ipotecar se vor confrunta cu costuri mai mari. Prețurile apartamentelor noi din marile orașe continuă să crească, atinând niveluri record. Specialiștii estimează că în București, prețul mediu va ajunge la 1723 euro pe metru pătrat, marcând o creștere anuală de peste 11%. De asemenea, apartament vechi au atins un nou maxim cu un preț mediu de 1.705 euro pe metru pătrat. Această tendință de creștere a prețurilor este vizibilă și în alte mari orașe precum Brașov și Iași. În plus, cei care nu dețin o locuință și nici nu intenționează să achiziționeze una, vor trebui să plătească mai mult pentru chirie. Datele oficiale arată o creștere medie a chiriilor cu 11% în ultimul an. Astfel, luna iulie 2024 aduce atât ușoare reduceri pentru cei cu credite existente, cât și creșteri semnificative ale costurilor pentru cei care doresc să-și cumpere o locuință sau să închirieze una.